Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nod, nord în Berbec. În timp ce mi-am pregătit camera, mi-am pus-o pe tripod, era 14 și 14. Poate acest număr să vă spună ceva. 4 și cu ia să ne jucăm un pic cu numerologia. Și noi ne jucam că probabil că nu întâmplător am văzut eu că e 14 și 14 în momentul în care îmi puneam telefonul în tripod. Deci 14 înseamnă temperanță, temperanță. Oho, cam greu pentru voi, berbecuților, dar trebuie să învățați și așa ceva. Temperanța aduce vindecare. Vindecarea aduce înțelepciune. Comunicarea cu îngerii aduce vindecare, înțelepciune și pentru aceasta trebuie să aveți răbdare să vă răspundă, răbdare să înțelegeți mesajele, că uneori primiți mesajele și nu le înțelegeți. Și nu doar voi, și noi, și toată lumea. Uitați-vă la etalarele de tarot, care în principiu sunt, cel puțin eu, mă rog, la Duhul Sfânt, Tatăl Ceresc și Iisus Hristos și cei arhanghelii principali, da? Nu știu alții la ce se roagă, dar eu la ei mă rog și consider că informațiile sunt divine. Acum, nu tot timpul sunt bine primite, înțelese, asta e, trebuie să avem răbdare. 2, 4 și cum înseamnă 5, da? De 2 ori, 14 și 14, adică 5 și 5. 5 înseamnă iar Marele Preot. Marele Preot înseamnă conexiune cu divinitatea. Dar dincolo de reguli, între reguli, interesant, un 5 în reguli, un 5 tradițional, autoritar și un 5 deschis către spiritualitatea adevărată, da? Interesant. Dar 5 înseamnă și conflicte. Și atunci, conflictele în care sunteți, unii dintre voi, trebuie rezolvate prin această temperanță, conectare la spiritualitate și așa mai departe. Așa simți nevoia să vă transmit, probabil, pentru cineva. Hai să vedem. Spiritul vostru sau al cuiva. Este o energie care se manifestă în această perioadă. Pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în Berbec. Și pentru că suntem în martie, dragii mei, vă zic în avans, oricum, pentru cei născuți în martie, vă zic de acum la mulți ani. Oh, 3 și cu 1, 4, 31. Aveți iepurele, cicluri. Dar foarte interesant, nu știu de ce, sau poate că știu, dar nu pot să explic chiar tot. Simt în acest moment această carte ca fiind împărăteasă, pentru că este extrem, extrem de fertilă. Poate unii dintre voi știu, berbecuți cu tendința de a avea părul roșu, poate aveți părul roșu, o mare grijă, pentru că este o energie sexuală care trebuie eliberată. Într-un fel sau altul, jaguarul, release, eliberare. Asta clar, deci nu știu pentru voi, dar pentru mine aceasta este energie sexuală foarte intensă, nu știu cât de activă, dar care trebuie eliberată. Dacă se întâmplă ceva, aveți cu cineva vreun contact, doamnelor, aveți grijă să nu rămâneți. Să nu faceți iepurași peste iepurași peste iepurași. Poate că aveți de-a face cu un playboy. Playboy, iepurașul, mare grijă, e ceva acolo. 3 și cu 1, 4, trebuie să vă găsiți stabilitatea. Nu doar să vă găsiți, adică degeaba este atracție între voi și cineva dacă nu se creează stabilitate, dacă nu se creează, apropo, dar nu musai iepurași și pisicuțe și puișori de om. Nu puișori de om aveți musai să creați, aveți alte lucruri de creat, unii dintre voi. Poate încheiați un ciclu în care ați tratat această sexualitate într-un anume fel, v-ați căpătat voi sau altcineva cu niște... Da? Înțelegeți, urmași. Complicat. Ideea este că încheiați acest ciclu, teoretic ar trebui să încheiați, că tot am vorbit de 5 de schimbare. Să creșteți spiritual, să înțelegeți că sexualitatea, că fertilitatea, creativitatea, stabilitatea, toate aceste lucruri pot fi abordate și din altă perspectivă nouă, spirituală. Că până la urmă în asta constă evoluția noastră. Dar hai să mai vedem ce alte mesaje mai vin. Cicluri. Interesant, Marea Preoteasă. Vreți să fiți romantici cu cineva, domnilor? Berbecii cred că pot să fie foarte romantici. Da, cred că atunci când vor, se pot transforma într-un cavaler de cupe care vine cu muzică, cu flori, cu mesaje frumoase, invitație la cinema, picnic mai greu acum, dar Berbecii pot fi, dar poate că în secret vă doriți, că e Marea Preoteasă, sau pregătiți o surpriză, interesant, că tot e secret, e o surpriză, aveți o surpriză pentru o doamnă, pentru cineva, poate. Hai să vedem, martie. Aproximativ martie, aproximativ martie 2022, berbecuți. Hai, vă place crucea celtică sau să mai facem 3-3-3? Hai totuși să facem crucea celtică. Ia uite, 6 de spade, trebuie să faceți un drum. Unii dintre voi studiați cum să creșteți ceva interesant. Hai să vedem. Berbecuți. Soare, Luna, Venus, Ascendentul, Lunar în berbec. Până la urmă, tot cruce fac. Central. 10 de spade. Apropo, încheiați un ciclu. Apropo de cicluri, da? Scrie aici cicluri, da? Știți engleză și chiar dacă nu știți, da, seamă. Cicluri. 10 de spade. Posibil a fost o atracție cândva față de cineva și v-ați ales cu niște dezamăgiri, cu suferință voi sau ei. Dacă știți că voi i-ați dezamăgit și ei suferă, încă îi aveți într-un fel sau altul în sufletul vostru. Poate că voi încă sunteți în acest proces de detașare, de plecare. Adică, repet, am mai spus-o de-a lungul timpului, transformarea, detașarea, schimbarea, toate necesită timp. Sunteți deja cu spatele la cineva, sunteți și nu la musai, la cineva, la un ciclu. Da? Ați încheiat un ciclu. Dar ca să intrați în celălalt, mai aveți ceva de parcurs. Vedem. Dar a fost suferință. Dar e fain, rămâneți în picioare. Mi se pare așa că tipul are așa o statură plină de încredere. Da, aveți încredere în voi. Provocarea este Regina de spade. Da, poate că ei suferă după voi. Regina de spade, o persoană rațională care s-a simțit în preajma voastră, s-a simțit, s-a aprins lângă voi. Suficientă lume se poate aprinde, da? Mai ales cei care sunt mai reci, de fel. Spadele. Spadele țin de rațiune, de o anumită răceală emoțională și evident că în preajma voastră n-au putut să reziste. Dar această regină de spade vă poate reprezenta chiar pe voi, pentru că aici este o provocare. Data viitoare să fiți și voi. Aici este înțelepciunea, lecția. Data viitoare să fiți și voi mai raționali. Astea sunt ciclurile. Gândiți un pic la această pasiune, că e o pasiune a fost, da? Ia uitați cât foc. Gândiți un pic la această pasiune. Da, e frumos să ardem de dorință, să ne contopim unul cu celălalt. E frumos, nu zic nu. Ar fi absurd să zic nu. Dar trebuie să fiți mai înțelepți. Eu zic că această regină de spade vă poate reprezenta și pe voi. Și în loc să stați în gânduri și să vă gândiți la acel ciclu, gândiți-vă la ce vreți să manifestați, pentru că aici este un gând, dar e un gând foarte înalt, este un uliu, nu sunt ciori, nu sunt vrăbiuțe, nu sunt păsărele, da? Aici este un uliu, un vultur, prădătoare care zboară foarte sus, cât mai aproape de lumină. Detașați-vă, urcați-vă, da? În ceruri sau detașați-vă de situație ca să vedeți și direcția înspre care mergeți. Opa, interesant! Aveți de ales între, poate, unii dintre voi rămâne de văzut sau ați fost sau aveți de ales între două pasiuni, o bâtă și două vedeți, cum e aici imaginea, dar bâta aceasta mai are ceva, mai are pe cineva în preajmă, mare grijă. E fain pentru că e mai mică și asta, știți, din punct de vedere artistic, când vrei să exprimi perspectiva, distanța o faci mai mică, e îndepărtare. Eu cred că ați lăsat această pasiune în care cineva mai avea eventual alte chestiuni agățate. Da? Acum ar trebui să alegeți. Ce interesant e aici. Este aerul, să gândiți. Să gândiți. Cum vă folosiți energia, pasiunea, corect, înțelept. Repet, regina de spade eu o văd ca fiind energia pe care a trebuit să o să o adaptați voi la situația voastră și să o manifestați în trecut. Justiția. Da. Justiția. O situație nedreaptă. Sau un contract. Un contract care nu va priet. Poate să fie contract la locul de muncă. Poate să fie contract de apartament, cum am avut eu, da? Am închiriat un apartament și am descoperit la 2 zile că avea gândaci. Da? Da? E un contract care m-a dezamăgit și a trebuit să rup contractul și să-mi caut alt apartament, ăsta în care sunt. Da? Nu mai zic și de apartamentul ăsta, care e foarte frumos, dar are un număr de... Îmi vine să mă duc. În fine... Justiția. Un contract, o situație nedreaptă. Dar, dragii mei, toate situațiile prin care trecem, plăcute sau neplăcute, ar trebui să ne facă să devenim mai înțelepți. Și Regina de Spade este înțeleaptă. Și Regina de Spade devine rece pentru că a fost cândva super pasională și s-a ales cu urmași, eventual, sau cu urmări. Variază. Sper că nu aveți toți urmași, dar urmări au fost într-o formă sau alta și marea, cum să zic, cea mai mare urmare a fost suferința. Dar ciclul acesta trebuie încheiat. Justiția. Echilibrați-vă emoțional, căutați oameni echilibrați emoțional, căutați oameni care sunt la același nivel emoțional, nu sunt mai... Iar fac filozofie, îmi pare rău, dar... Dacă voi aveți un grad de emoționalitate, de sentimentalism, de pasiune, chiar dacă sunt cupe, vorbim și de pasiune, căutați-vă oameni care sunt la fel, aproximativ, un pic sus-jos, dar la fel ca voi. Că altfel se produce dezechilibru și dezechilibru aduce nedreptate, injustiție și suferință. Justiția în trecutul îndepărtat, în trecutul apropiat, împăratul. Vă regăsiți în echilibru. Vă regăsiți echilibru. Învățați să vă, chiar dacă sunteți femei, să vă conduceți voi viața, și asta face parte din procesul de eliberare. Posibil, dacă a fost un contract, acest împărat să reprezinte șeful, da? Poate să fie justiția, căsnicie și soțul sau, eu știu, cineva, o figură masculină autoritară care a influențat această poveste. Că și berbecii pot să sufere, nu toți berbecii sunt așa de autoritari, nu toți berbecii dau cu pumnul, da? Mai sunt și berbeci sensibili, depinde ce aveți, pe unde aveți planetele, dar ceva a fost. Dar e fain totuși că acest împărat vă poate reprezenta, doamnelor, pe voi în această transformare, în această devenire a voastră. Figuri care înțelegeți autonomia mentală și nu vă mai lăsați influențați nici de pasiuni, nici de... Emoțiile au și ele rostul lor, pasiunile au rostul lor, dar toate în echilibru. Wow! În viitor apare împărăteasa. Crește, sunteți voi în Martie. Creșteți, vă bucurați de dragoste, de abundență, dar haideți să vedem în prezent. Oh, asul de cupe, vine o nouă dragoste. Asul de cupe. Și în primul rând vine dragoste față de voi. Asta înțelegeți, stați și meditați, aici este. Plecați, ok, dar mai faceți o pauză și meditați, pentru că nu poți să mergi așa înainte fără să știi unde te duci. Hai să nu avem surpriză. Că setul acesta de cărți e nou și l-am folosit ieri la etalarea pentru lună nouă. Sunteți prima zodie acum, dacă ar fi pe zodii. Apropo de nou, este ceva nou. Sunteți prima zodie cu care folosesc acest set de cărți, pe care îl ador. Da? Este ceva nou, apropo de azi de cupe. Ceva nou. O nouă dragoste, dar în primul rând dragoste față de voi, vindecare. Pentru că Regina de Spade, este ea rece, este ea rațională, dar are nevoie, conștientizează, știe că vrea dragoste, dar o vrea o dragoste sinceră, adevărată, pentru că nu mai vrea să sufere. Și ceva nou se va manifesta în martie, poate chiar și un pic aprilie. Și acest nou, această frumusețe emoțională, această calmare, să zic, alinare, bucurie, sunt multe, deschidere, acea a patra a inimii, a voastră, și atrageți, începe să atrageți, pentru că împărăteasa atrage, împărăteasa nu cucerește. De cucerit, cucerește împăratul, el e energia masculină, cea care trebuie să facă pașii, da? Voi intrați într-o energie în care acceptați trecutul, priviți în viitor cu încredere, nu privi, cum era o carte, nu privi înapoi cu mânie, nu privi înapoi cu mânie, sau privește înapoi, nu mai știu, dar mesajul acum în această etalare este să nu privești înapoi cu mânie, să te eliberezi de energia negativă ca să poți manifesta vindecare, dragoste și creștere spirituală, și nu doar creștere spirituală, și o altă dragoste adevărată, maternitate interesant, dar o maternitate care se manifestă în condiții de siguranță. Pentru unele, care vreți. Dar împărăteasa înseamnă și un proiect creativ. Asul de cupe iar sugerează un proiect. Poate să fie un proiect, o idee mai artistică sau care ține de vindecare, de psihologie, de chestii mai subtile, dar poate fi și un proiect, în principiu. E ceva ce conține, da? Și în care se poate genera un spor. Sfatul este regina de monede. Altă regină, altă, deci fiți. Ați fost regina de bâte, da? Rămâne regina de bâte în voi. Uneori se va manifesta. Dar aici este provocarea. Regina de spade și regina de monede. Fiți creative, manifestați, creați. Concentrați-vă pe stabilitatea voastră, nu așteptați să vă ofere cineva stabilitate. Senzualitatea și sexualitatea e un portocaliu aici, se poate exprima și prin creație materială, prin artă, prin, eu știu, proiecte creative. Eu mă gândesc la artă că sunt artiză. Nu înseamnă că această creativitate se limitează doar la artă. Însă prin artă aveți mai multe posibilități de exprimare, da? Păstrați-vă pământul sub picioare, mintea, capul pe umeri și sufletul deschis. Ce frumos mesaj! Și sufletul mai deschis. Asul de cupe vă poate duce către regina de cupe. Și atunci, voi fiind regina de bâte, provocarea fiind să deveniți o leacă, măcar o leacă, înțelepte din când în când. Regina de spade, în această perioadă să vă concentrați pe stabilitate, pe creativitate, pe lucruri reale, dar frumoase, evident. Le manifestați pe toate cele patru energii feminine, că aici e o energie feminină, și în viitor, manifestându-le pe toate patru, atingeți această, sau nu să atingeți, creați această femeie divină complexă, completă în voi. Acum, dacă sunteți bărbați, probabil că o nouă dragoste poate să apară în preajmă. Și dacă apreciați femeia altfel, aici este o femeie care are stimă față de ea, dacă o apreciați și oferiți stabilitate, vă puteți bucura de o dragoste care aduce fidelitate, creștere și așa mai departe. Exterior 10 de monede, interesant. Dar nu sunteți voi aici. Probabil căsătoria cuiva, pentru că văd căsătorie, văd un soț prin împărat. Vedeți cărțile? Ați văzut și pe nenea împăratul? Ia uitați la aici, e îmbrăcat în roșu. Și nu zic musai că sunteți voi. Poate să fie un personaj, dacă sunteți doamne, poate să fie un bărbat căsătorit, autoritar, într-un contract, dar cu 10 de monede sugerează un bărbat care a fost căsătorit și încă mai influențează. Rămâne de văzut. Eventual, dacă nu e vorba de căsătoria cuiva, ar putea să fie familia cuiva. Poate chiar acestui as de cupe, familia cuiva să vă vrea în preajmă, să vă dorească, să vă vedem, a trebuit să clarific. Deci familia cuiva vă influențează. Poate chiar familia voastră, dar nu sunteți voi. E o familie aici care participă la povestea voastră, a vieții voastre în această perioadă. De ce vă este teamă? Oh, de asul de bâte. Ai, focul ăsta în voi. Dar nu trebuie să vă fie teamă. Trebuie, aici ce am zis mai devreme, trebuie să direcționați această energie. Aici e foc, aici este o monedă din, da, cu aceeași culoare portocaliu, chakra a doua. Dar din această pasiune, din sexualitate, puteți transforma lucrurile prin această energie. Dar trebuie să vă ridicați, trebuie să vedeți că există și alt potențial în această energie. Poate vă este teamă de o nouă pasiune pentru că încă sunteți posibil, dar aici este. Sunteți precauți, sunteți fiind răniți. Vă este teamă ca o nouă pasiune, dacă vine. Da. Analizați. Posibil să analizați. Într-un fel e bine. Adică degeaba vine pasiune, cum gândiți acum, degeaba vine pasiune dacă nu-i și dragoste. Dacă nu-i și stabilitate. Le vezi pe toate, cu alte cuvinte. Ce vă doriți nouă de bâte? Să vreți să stați în picioare, e semn de foc, dar sunteți voi, vreți să stați în picioare, să vă folosiți energia corect. Dar undeva învățați să puneți granițe personale. Nouă de bâte. După cum arată imaginea, sunteți undeva în spatele gardului. Am zis, sunteți precauți pentru că v-ați ars. De-aia vă este și teamă de acest foc. Ce reușiți să faceți? 3 de bâte. 3 de bâte e creativ, e aventuros într-un fel frumos să vă ocupați de voi, de această creștere și să anticipați, să sperați, rămâneți în speranță și rămânând în speranță e un 3 și un 3. Se vor manifesta lucruri frumoase pentru că 3 înseamnă optimism, înseamnă credință, să anticipați efectele acțiunilor voastre din această perioadă. Din acest motiv, repet, sunteți precauți, dar dacă vine dragostea, îmbrățișați-o cum se cuvine. Dar încercați să folosiți toate elementele. Și dragoste, și stabilitate, și rațiune, și pasiune. Dar nu doar pasiune. 3 de bâte și Marele Preot. Apropo că am vorbit mai devreme, 5, da? Marele Preot. Așteptați eventual creșterea voastră spirituală, unele doamne, vă concentrați pe creșterea voastră spirituală. Altele, poate în paralel cu această creștere spirituală sau chiar dacă nu lucrați la creșterea voastră spirituală, dar, repet, vă mai înțelepțiți un pic, așteptați o relație serioasă, stabilă, profundă, care să poată duce la o căsătorie, dacă vreți. Așteptați unele dintre voi, poate, nu-mi place să zic, pe cineva cu marcaj în semnul Taurului. Interesant, iar apare Marea Preoteasă și 3 de spade. Asta este, vindecați-vă. Vindecați-vă de un personaj foarte materialist care va crea confuzii. Vindecați-vă. Pentru că rana asta e destul de adâncă, ați suferit. Acum ascundeți. Marea Preoteasă ascunde această rană. Și Regina de Spade ascunde. Încă. Nu degeaba e în suflet. Încă mai e ceva acolo. Încă mai e. Dar aveți acest as de cupe. acest potențial. În continuare să investiți în vindecarea voastră și hai să vedem ce este acest as de cupe. Dar ia-dăm o carte pentru 10 de spade. Clarificăm 10 de spade. Deci de spade pentru berbeci. Deci de spade. Ah, am dat-o. De două. De 3 ori. Asta a până la urmă. 5 de cupe. Ah. Ce-am mai avut? Era și... și îndrăgostiții. Asta trebuie să alegeți. E o dragoste care v-a făcut, v-a adus multă suferință, unor mai regretați, dar trebuie să alegeți. Interesant că în aceste de cărți, după cum vedeți, pe umărul este un arc. Arcul mă duce cu gândul la săgetător. Cu alte cuvinte, săgetătorii au această... e temperanța. Dar nu toți săgetătorii sunt temperați, dar este Jupiter, profesorul benefic. Învățați, învățați. Din această legătură. După cum vedeți, ea încă ține de... Ține de păr, nu neapărat că trage, cred că se joacă cu codițele lui, dar încă țineți de ceva din această dragoste care v-a dus suferință. Încă nu v-ați eliberat, cum am zis. Ia uite, eremitul e tăcere, dar e și lecție spirituală, trebuie să alegeți, alegeți lumina, înțelegeți ce trebuie să înțelegeți. Regina de spade, clarificăm regina de spade. Interesant, poate vine regina de spade și 6 de monede. Poate vine cineva cu marcaj în semnul gemenilor. Sau ceva legat de semnul gemenilor. Dar n-am spus toate zodiile, că nu-mi place să zic așa ceva, dar avem semnale pentru gemeni, balanță, deocamdată vărsător n-a apărut, dar e posibil să fie pentru unii. Berbec taur, alt berbec al taur, eventual. Capricorn, pești, drac, scorpion. Capricorn, taur, am zis. Fecioară, alt semn de foc, am zis. Berbec, săgetător sau leu. Cam astea sunt zodiile care au apărut până acum. Acum, regina de spade a fost clarificată cu 6 de monede. Meditați la reciprocitate. Interesant. Meditați la reciprocitate. Poate că regina de spade, dacă e un personaj mai rece care nu s-a implicat, ar vrea să ofere reciprocitate, să ofere echilibru. Dar, cum am zis mai devreme, mesajul rămâne. Interesant, la capătul setului de cărți, în continuare, sunt confuziile de care trebuie să vă vindecați. Aveți două cărți care arată vindecarea și meditație și temperanța și 4 de spade. Încă. Fiți precauți. Fiți precauți. Fiți înțelepți. Am zis, mesajul rămâne valabil chiar dacă am adăugat. Asul de cupe. În prezent. Asul de cupe. Regina de bâte. Puteți să fiți voi. Și ce avem? Ia uite. Trebuie să vă vindecați. Voi sunteți regina de bâte care încă trebuie să vă vindecați de faptul că ați fost abandonată, că v-ați blocat mental pe acest abandon în singurare. Cineva v-a lăsat. Acum, dacă știți că voi ați abandonat pe cineva, din niște motive. În general, când cineva pleacă, are niște motive. Nu stau să judec și nici să aflu motivele. Dacă voi ați lăsat pe cineva și aceea se simt singuri și blocați în această situație, vă orientați către o nouă persoană care vă face să vă bucurați de viață. E foarte veselă și înconjurată de lumină. Dar parcă vă simțiți câștigătoare. Yes! Cum ridicați această bătăie? Yes! Am descoperit lumina. Lumina din mine. Lumina din jurul meu. Am ieșit din acest sentiment de abandon, de însingurare, în care tot ați căutat eventual unii validare, v-ați uitat în proiecții, v-ați uitat înspre oameni care au fost, într-un fel sau altul, ca voi, au avut traume asemănătoare. De-aia zic, fiți în echilibru ca să atrageți oameni în echilibru. Aici sunteți voi, încă vă vindecați. Dar poate că vine totuși. Dar așa a fost clarificat asul de cupe. Voi în proces de vindecare, asul de cupe, vindecare de abandon și de stres, reprogramare mentală. Nu vă mai gândiți, vai ce părăsit, vai cum și-a permis, cum tot eu, frumusețe pasională, frumusețe de femeie pasională și plină de calități. Nu vă mai gândiți la asta, nu. Pur și simplu vă concentrați acum pe lumina voastră, pe energia pe care o aveți și ce puteți să manifestați. Asta mi-arată, asta vă spun. Dintre opțiunile pe care le aveți, aveți o opțiune, un proiect care vă atrage și eventual ar putea să vă scoată din niște emoții negative, din frici, din stres. Clarificăm regina de monede. Este sfatul și e important. Ce ar trebui să faceți? Am zis să fiți creativi, să vă găsiți stabilitatea, să fiți independente, să vă concentrați pe valoarea voastră, să vă vedeți valoarea, să vă respectați, nu vă oferiți oricui, oricum, oricând. Clarificăm regina de monede. Să viți cu capul pe umeri și picioarele pe pământ. Capul pe umeri l-aveți la regina de spade, dar și acolo, și aceasta este și cu picioarele pe pământ și cu capul pe umeri. Chiar dacă gândește departe. Da. Ia să vedem. Roata norocului. Asta e, trebuie să schimbați. Trebuie să ieșiți iar din 9 de spade, 10, aveți central 9 de spade, să ieșiți, să alegeți, să ieșiți din cameră dacă ați fost depresivi, să faceți o călătorie, să comunicați cu cineva online eventual și să începeți să produceți ceva, să faceți artă, lucruri creative, lucruri care vă sporesc valoarea și vă oferă stabilitate. E o schimbare de energie, de atitudine. Lăsați în urmă această atracție care v-a ținut pe loc, v-a ținut închise. 9 de spade. Lăsați. Faceți-vă planuri de schimbare de energie și să ajungeți la această regină de monede. Poate este mama voastră care vă poate inspira, care vă poate ajuta financiar, care vă poate da un sfat. Poate să fie și mama voastră. Dar pentru doamnele care vor să fie soții, să fie apreciate, să atragă bărbați care le apreciază și voi trebuie să vă reorientați. Repet, a fost o pasiune, de-aia vă este teamă acum de acest foc, de această energie, într-un fel sau altul. Dar de ce este teamă? Pentru că vă este teamă de focul necontrolat. Dar voi acum sunteți într-un, repet, proces de creștere, de transformare. Da, concentrați-vă pe bătăliile voastre personale, pe victorii, bătălii care duc către victorii. Aici este. Concentrați-vă pe așa ceva. Exterior, ia, 10 de monede. 10 de monede. Uf! Oh, magicianul. Și spânzuratul. Faptul că a apărut spânzuratul, o situație în care a stat pe loc. A stat pe loc. Lângă cineva care probabil v-a fermecat magicianul. Nu neapărat că v-a făcut farmece, nu, v-a fermecat, v-a impresionat. Prin cuvintele sale, prin elocvența lor. Posibil să fie și regina de spade. Prin felul lor jucăuși de a fi. Posibil la un moment dat v-a impresionat. Dar acest magician a adus, avea în spate totuși o familie. Și din cauza acestei familii, comunicarea dintre voi la un moment dat a stagnat și manifestarea dintre voi a stagnat. V-a pus într-o situație neplăcută, inconfortabilă. Nu e frumos să stai cu capul în jos, nu? Dar, stând în această poziție, ați descoperit lumina. Și acum aveți această lumină în mână. Energia. Da? Energia este în mâinile voastre. Posibil personajul care v-a cam ținut pe loc din cauza că au ei o familie acolo, într-un anume fel, nu neapărat căsătoriți, poate sunt părinții lor, da? Poate că acest personaj vrea să vorbească, dar, iar, magicianul vorbește, vrea să manifeste ceva, vrea să vorbească. Dar, repet, voi sunteți, pentru că văd aici, iar, regina de spadă care vrea să ofere reciprocitate. Dar eu cred că sunteți foarte precauți. Dar mi-aduc aminte de ce am zis mai devreme, da? Nu privi înapoi cu mânie. Deci nu privi înapoi ca să poți să te orientezi către dragoste, către creștere, că dacă privești înapoi cu mânie, asta vei manifesta și în prezent și în viitor. De-aia zic, gândurile sunt importante. Gândul alegeți dragoste. Da. 4 de spade la această influență exterioară. 8 de cupe. Acest personaj v-a părăsit la un moment dat. Clarificăm 9 de bâte. Ce vă doriți? 9 de bâte. Asul de monede. Da, uitați, vedeți? Și se potrivește și cu sfatul. Mai stați în picioare. Rămâneți verticali. Rămâneți puternici. Da? Vreți să începeți un nou proiect sau o nouă relație? Aveți, iute, asul de cupe, asul de monede și asul de bâte e în poziția fricilor. Nu se mai poate pasiune fără emoții și fără... lucruri serioase, fără o direcție serioasă. Poate să fie și un proiect, cum să faceți bani, cum să vă găsiți stabilitatea, o chestiune care ține de creativitate, da? Poate. Și această împărăteasă să arate că în viitor vă veți găsi abundența, veți manifesta și stabilitate și abundență. Pentru unii poate... Că așteptați pe cineva cu marcaj în semn de pământ, poate cu marcaj în semnul taurului, aveți și acolo fiind berbeci, poate aveți acolo ceva planete în taur și ceva acolo se pupă, adică e conjuncție, vreau să zic, asta înseamnă pupatul în astrologie. Și atunci, posibil și asta pentru unii. Pentru că apare totuși o așteptare, după care apare marele preot. Pentru unii nu obligatoriu. Dar eu cred că totuși, în principiu, vă pregătiți, sunteți, repet, în această pregătire pentru o altfel de dragoste, pentru creșterea voastră spirituală, pentru stabilitatea voastră. La capătul setului de cărți, 6 de bâte. Asta vreți. Victorie, succes, să atrageți atenția prin locurile frumoase pe care le faceți, scenă, poate vreți să fiți pe scenă sau să fiți undeva unde lumea vă aplaudă. Da? Trebuie să investiți, trebuie să stați în picioare, trebuie să blocați bruiajele. Nu aveți nevoie de pasiune acum când voi construiți ceva. Asta este. Nu, hai, lasă, fără chestii de-astea. Nu. Clarificăm 3 de bâte. Ce reușiți să faceți? Să vă păstrați credința. 3 de bâte și marele preot, ambele vorbesc despre credință și am vorbit despre asta, credință, temperanță, vindecare chiar de la început. Nu vedeți cum se potrivesc cărțile? Deci am zis la 14, 14 și 5, 5. Ia, 3 de bâte. Clarificăm 3 de bâte pentru berbecuz. 4 de monede. Asta e. Țineți. Țineți la ce ați învățat, la ce ați acumulat. La niște valori, la niște principii. Și totuși, priviți în viitor cu speranță și asta e mare lucru. Apropo și de evenimentele care sunt în jur, mare lucru. Dacă vă păstrați credința și speranța, este mare lucru. Aici e secretul vieții, de fapt. Da. 4 de monede. Poate că unii țineți la cineva care e la distanță și aștepta să vină, posibil și asta, și să vă ofere oarecare stabilitate și să creșteți împreună într-un fel sau altul. E o tăcere. Sunteți defensivi. Da, uite, regina de cupe aici, sunteți voi. Învățați să ieșiți din frici și să manifestați dragoste necondiționată, comunicarea cu Universul în această atitudine, da? Defensivă. Poate faceți yoga, poate faceți meditație, poate vă rugați, poate țineți post. Da? E o perioadă mai specială. Dar sunteți concentrați pe ce? Pe manifestarea energiei feminine divine. Și e minunat. Este minunat. Felicitări! Și ce este nou? Trebuie să se adapteze la această nouă direcție pe care v-ați stabilit-o. Pentru că ce vă doriți? Vă doriți lucruri stabile, lucruri valoroase. Și repet, pasiunea n-are nicio valoare dacă nu creați. Apropo de ce am zis mai devreme cu chakra a doua. Chakra a doua este a sexualității, dar este și a creativității. Avis pentru cei care vreți să faceți artă, nu? Luna nouă, lună plină în Vărsător. Fiți reale. Aici asta e realitatea. Sau mai bine zis, fiți autentici. Și autenticitatea în asta constă. În a-ți manifesta valoarea, în a investi în valoarea ta și în creșterea ta, în adevărul tău. Și, ia uite, clear your mind. Cum am văzut aici, 9 de spade, 9 de spade, 8 de spade, 9 de spade, 8 de spade și 10 de spade, da? Faceți curățenie în mintea voastră. Că mintea vă influențează și stările emoționale și sufletul central, da? Și manifestările viitoare. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ceau, ceau!